Și prințesa e gata. Teo, vino să te pregătesc și pe tine. Eu sunt gata, mami. Prințesa mea, ce frumoase sunteți! Fetelor, mami, haideți, ne pornim? Ce frumoase sunteți, fetele lui tata! Dar Mara unde este? Nu știu. Cred că își face antrenamentele pe afară. Niciodată nu-i gata la timp. Mara! Mara! Aici sunt! Mara! Și eu sunt... întârziată! Ca de obicei! Unde ai fost până acum? Ce-ai făcut? Mereu în training? M-am antrenat! Doar e weekend! Condiția fizică e foarte importantă pentru mine! Mara, ai uitat! Avem un eveniment foarte important la care trebuie să mergem! În ce să mă îmbrac? Nu am nicio rochiță! Numai lor le cumpărați! Doar pe ele le iubiți! Numai ele sunt elegante! Pentru că tu mereu faci sport! Mereu ești în alergare! Nu ai vreo rochiță niciodată! Numai training-uri! Mie îmi place sportul, dar dacă astăzi voiam să mă îmbrac în rochiță! Da, chiar trebuie! Evenimentul are dress code pentru copii. Adică ținută obligatorie, Mara, privește. Ce vreți să fac? Să bat din palme așa și să apară într-o rochiță? Nu ai rochie, nu participi. Le ducem doar pe ele. Este corect. Întotdeauna ele sunt mai elegante decât mine. Toată lumea le apreciază mai mult pentru că au haine mai frumoase. Eu nu am nimic, dar le arăt eu lor. Am o super idee. Să ne uităm pe acest. Asta e perfectă. Să o comand. Gata, livrare instantanee. Deja? Chiar atât de rapid să fie? Acum! Dar nu e nimeni. Cine știe ce s-a întâmplat? Și pe umeraj. Wow. Să mă îmbrac cu ea cât mai repede. Și acum mă voi pregăti. E perfectă. Acum sunt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai elegantă și cea mai înaltă. Nu mai sunt o ratată, cum mă credeau toți când eram în training. V-ați distrat super la petrecere. Păcat că n-a fost și Mara. Dacă ea n-are rochie. Da. Am ajuns! Ce frumoasă ești! Îmbrătișăm. Este așa frumoasă. Fără rochie nu eram nimic pentru voi. Acum sunt frumoasă. Nu aveți voie să mă îmbrățișați. Strigați rochia. Sunteți murdare. Bine, Mara, dacă tu așa vrei. Măcar o să te joci cu noi. Nici când. Pentru a mă juca trebuie să-mi dau rochia jos. Și nu pot să mă joc așa. Nu o să mai dau jos de pe mine niciodată. Rochia asta sunt eu. Rochia asta mă face puternică.
Rochia asta mă face frumoasă. Rochia asta mă face specială. Rochia asta mă face să fiu eu. Mara, ce-i cu tine? Mă uimești. Tu nu erai așa. Da, ai dreptate, nu eram așa, dar nici nu mai vreau să fiu cum am fost. Copilul meu! Nu atinge rochia, oboțești! Bine, Mara, dacă așa vrei tu. Haideți, fetelor, să vă dau ceva de mâncare. Mara, vino și tu la masă, mama. Nici gând, cu rochia asta nu o să mai mănânc nimic, niciodată. Atunci dă-o jos, schimbă-te și vino la masă. Jos nu o să dau, nu o să mai fiu ce-am fost. Deci nu vrei să mai mănânci? Nu o să mai mănânc niciodată cu această rochie. Bine. O să ți se facă ție foame. Rochia asta mă face să nu mai fie foame și să fiu altcineva. Am terminat de mâncat, Mara! Hai, Mara, să ne jucăm! După ce stăm la masă, ne spălăm mânuțele și gurița. Să mergem! Lăsați-o pe Mara! O să-și dea ea seama. Eu am scăpat. Rochia mea dragă, să te pun pe jos, am uitat. Atât de importantă e rochia asta pentru mine. Nu o să te las să te pui pe nicăieri. Să te temi, Mara. Fetele nu-ți vor strica rochia. Ce se aude? Ce e cu gălăgia asta, fetelor? V-ați întors de la petrecere? Cum a fost? Mara, ce frumoasă ești! Nu mă atinge! Ce-ai pățit, Mara? Ce s-a întâmplat cu tine? Înainte căutai și cea mai mică urmă de afecțiune. Acum ce s-a întâmplat cu tine? Vechea Mara nu mai există. Mara cu rochia cea nouă este cea mai puternică. Nu mai are nevoie de aprecierile nimănui. Ea știe că e cea mai bună. Vorbești despre tine la persoana a treia. Ce ciudat. Mara, potolește-te. Nu atinge, nu mă atinge, spațiul personal. Bine, Mara, nu mă ating. Te las în pace. Haideți cu tata, lăsați-o pe Mara în pace. Haideți să facem activități. Yeah! Deo. Poftim, Bri. Colorează. Preferata mea roșie, ca rochița mea. Și m-am deschis una. Și ne jucăm. Haide. Bravo, Bri, te joci și tu. Da. Poftim, Bri. Și capacul. Poftim. Pa, fetelor, să vă jucați frumos. Da. M-a chemat să mă plictisiți, bine? Da, da. Of, mică, am foame. Păcat că nu m-am dus la masă când m-a chemat mama. Mă duc să-i cer mamei ceva de mâncare. Mama! Mama! Da, Mara! Mami, mică, am foame, îmi faci ceva de mâncare? Să-ți fac eu? Rochia!
Cum ar putea rochea să-mi facă de mâncare? Păi așa cum îți dă putere, cum te motivează, cum te face să-ți crească stima de sine. Tot așa să-ți dea și de mâncare. Hai mă, mami, că poate am glumit și eu un pic. Atunci dă-ți jos rochia. Nu, asta nu, este totul pentru mine. Exact asta am zis și eu. Rămâi flămândă. Bine, voi rămâne flămândă. Nu, am plecat. Mă duc să văd ce fac surioarele mele. Bună, fetelor! Ce faceți? Ai venit să te joci cu noi? Wow, dacă te zici tu cu pastilină! Rochea mea! Nu mă mai joc cu voi! Mă duc la teme. Să vedem ce teme am. Nu. Am găsit, dar nu știu cum să fac. Să o chem pe mami. Mama! Da, scumpă, ce s-a întâmplat? Mami, am nevoie de ajutor la teme. Cum? Nu te descurci singură? Nu, mami, nu înțeleg. Și am nevoie de ajutorul tău. Ai nevoie de ajutorul meu? Păi să te ajute rochia. De ce mi-ai atins-o? Știi că e foarte valoroasă pentru mine. Și nu vreau să o atingă nimeni. Bine, dacă e atât de valoroasă, apoi să te ajute ea. E clar, e mai importantă decât mine. Spor la teme. Hai, Pri, să ne jucăm. Of, am rămas doar eu și rochea. Nu-mi dau seama ce trebuie să fac. Mă duc să mă culc. Ce mi-aș fi dorit un pupic de noapte bună de la mama. Ce se aude? Cine plânge? Mara, scumpă, ce-ai pățit? Mami, aș vrea un pupic de noapte bună. Și cum, iubito, nu ți-l dă rochia? Mami, rochia asta nu are nicio valoare. Nu-mi face de mâncare, nu mă ajută la teme, nu se joacă cu mine și nici nu-mi dă pupic de noapte bună. Vreau să renunț la ea. Mi-am dat seama că m-a transformat într-un copil rău. Mara, nu rochia te-a transformat. Rochia e doar un obiect, dar sentimentele pe care ea ți le-a creat au fost niște sentimente confuze. Așa că am eu pregătite pentru tine alte lucruri. Wow, ce bine! Deși nu ai vrut, ți-am luat și ție costumație ca a fetelor. Wow! Mulțumesc că mi-ai luat-o, chiar dacă am zis că e prea simplă și nu e genul meu. Chiar îmi place, e frumoasă. Wow, Mara! Ce frumoasă și dulcică ești! Mara! Te obri, mama! Stați un pic! Nu am terminat aici!
Leo, poți avea tu rochia asta? Mie nu mai trebuie. Mulțumesc, Mara, rochia mea. Leo, mă atinge.